Ziua de 8 mai va fi una de sărbătoare la Prislop. Are loc hramul mănăstirii aflată sub ocrotirea spirituală a Sfântului Ioan Evanghelistul. Mii de pelerini sunt așteptați la hramul lăcașului de cult din țara Hațegului. Anul trecut, la slujba care a avut loc la Prislop de 8 mai, au participat peste 10.000 de pelerini. Mănăstirea Prislop are două hramuri, unul în 8 mai, când e sărbătorit Sfântul Ioan Evanghelistul, ocrotitorul lăcașului, iar al doilea în 14 septembrie, de ziua Crucii.